Ceva ce a venit din România de foarte, foarte puțin timp, avem aici. Dovadă că România are resurse și pentru cei care locuiesc în Ungaria. Și de acolo vin hoții care atacă grădina prietenilor noștri și vom vedea imediat cum atacă hoții. Maxim am putea să facem gard, dar între vecini noi n-avem aici gard niciunde. Și așa le-am stabilit și noi să nu facem gard. Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi suntem în Ungaria și mergem să vedem casa românilor de aici din Ungaria. Mergem să vedem unde locuiește Gabi și unde locuiește familia lui, cum arată această casă și mai ales ce grădină extraordinară au știut să facă aici în Ungaria. Haideți cu mine și vă arat un oraș, Mezőkovács-háza, despre care foarte mulți m-ați întrebat și vedem ce fel de avantaje oferă locuitul în Ungaria, aici unde găsim cele mai ieftine case. Cum vă spun de obicei, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe. Abonarea este foarte importantă și asta ne ajută să ajungem în cât mai multe case. Vă invit să mergem să vedem casa românilor și mai ales cum arată o grădină extraordinară făcută de Kevin și îl veți cunoaște în câteva momente și pe Kevin. Am plecat deja la drum și intrăm în câteva momente în orașul Mezőkovács-háza. Așa cum vă spuneam, acest oraș este undeva la 25 de kilometri de granița cu România, prin trecere pe la Vama Turnu. Așa că este foarte simplu să ajungeți aici și încă de la intrare să puteți vedea aici niște lucruri absolut incredibile pentru România. Asta este tabla de la intrare și pe lângă faptul că aici avem o zonă cu grădini foarte frumoase, în partea stângă a imaginii să știți că este un camping și un centru de călărie. Pentru că aici sunt foarte multe zone de agrement pentru cei care locuiesc în zonă și extrem de ieftine în comparație cu România. Aici locuiesc foarte mulți români. Dovadă este că, uitați-vă, în fața mea avem o mașină de Hunedoara care tocmai m-a depășit în oraș. Se circulă cu doar 50 de km la oră și dacă circulați prin orașele astea, nu depășiți limita pentru că poliția este absolut peste tot și își face datoria, nu iartă pe nimeni. Orașul are foarte multe spații verzi, dar cel mai important și în felul ăsta răspund la întrebările unor abonați, da, are și magazine mari, avem aici Penny, avem Lidl și bineînțeles că mai sunt și alte magazine specific locale pe care le vedeți aici. Noi suntem chiar în centrul orașului, tocmai am trecut de primărie, iar în partea stângă avem cofetărie, restaurante și foarte, foarte multe lucruri pe care în România le găsim doar la oraș. Am intrat pe strada unde locuiește familia lui Gabi și în câteva momente ajungem la el acasă. Și hai să vedem ce face Gabi și ce face frumoasa lui familie aici în Ungaria și mai ales cu ce se ocupă. Și cam asta este casa despre care vă vorbesc. O casă foarte, foarte, foarte frumoasă și, după cum bine vedeți, aranjată din toate punctele de vedere. Am intrat în curte și hai să vedem, pentru că Gabi și Kevin mă așteaptă de câteva ore. Dar astăzi a fost o zi foarte caldă și mergem sigur, sunt în spate la grădină. Hai să vedem. Și v-am spus că îl cunoaștem și pe Kevin și cunoaștem familia la Gabi. Și iată, cine este aici? Salutare Gabi, salutare, salutare Kevin. Hai să, să ne mutăm un pic mai așa, pentru că avem soarele din față. Gabi, cum este? Mulțumesc că ne-ai primit la tine acasă. Cum este? Și noi mulțumim că ai venit la noi. Da. Acum îl cunoaște și pe Kevin, pentru că mulți dintre voi mi-ați cerut să îl arătăm și pe Kevin în video și să arătăm frumoasa lui grădină. Mergem acum să vedem grădina. Kevin, ne primești la tine în grădină? Da. Da, nu? Ne primești. Nu poate să spună nu. Haideți să mergem și, Gabi, o să te rog să ne explici exact ce faceți aici în grădină și mai ales cum vă câștigați voi independența
de frigider, ca să spunem așa, pentru iarnă, de aici, din frumoasa grădină. Bine? Toată independența o găsim din grădină și nu din Lidl, Penny, Kaufland. Noi deși vrem să mâncăm numai mâncăruri bune. Sănătoase. Și sănătoase. Deși, atunci când am venit aici la voi acasă, am arătat că aici la Mezo Covașează există și Penny, există și Lidl, există și magazine locale, pentru că unii oameni au întrebat ce se întâmplă dacă nu au mașină, dacă pot să meargă să-și facă cumpărăturile. Au de unde, da? Sigur că au de unde. Gabi are aici în curte, pe lângă flori foarte frumoase, are și câteva găini. Și haideți să mergem să vedem grădina, care este absolut extraordinară. Încă de la intrare, vă spun că avem aici un cireș foarte frumos, de unde anul ăsta am și mâncat cireșe, nu că nu am fi avut de unde. Avem vie și tot ce vedeți aici, să știți că este lucrat de Kevin. Și apropo, acest teren aparține de casa în care stă familia lui Gabi. Și uitați-vă ce minunăție avem aici. Incredibil, ce minunății, și revenim imediat la ele. Gabi, ce suprafață de teren lucrați voi aici? Mecurătările de 2000. Ebben loc, ebben 1140 meter. 1100 de metri pătrați în grădina asta. Deci lucrează Kevin. Deci Kevin lucrează doar 1100. Da. Da. Mie mi se pare mult mai mare. Cât, și ce suprafață totală aveți? 3100 de deci, metri pătrați. Deci grădina are 3100 de metri pătrați, din care Kevin deja are bucata lui de care se ocupă. Și face treabă bună, nu? Da, da. Începem aici cu niște castraveți, pe care vă spun sincer, așa castraveți mari, eu nu am mai văzut. În Ungaria terenul este deosebit de productiv, incredibil de productiv. Uite. Hai să vedem, uite, Gabi ne arată ce castraveți extraordinare avem aici. Așa, deja mâine le punem la murat. Așa, și am văzut că mai este și aici. Da, astea sunt pentru mâncare. Așa, și în partea asta avem foarte multe flori. Aoleo, fii atent ce faini și ăștia aici. Hai te rog, ridică frunzele. Așa, hai de mine, uitați-vă ce frumoși castraveți. Wow, și aici alți castraveți foarte frumoși. Și pe partea cealaltă, aici sunt doar castraveți în toată zona. Și ne mutăm la partea și mai frumoasă. Pentru mine, cel puțin, este partea asta. Nu-mi vine să cred ce ardei iuți frumoși. Astea nu, pentru, adică nu sunt ardei iuți, astea le culegem toamna, o să fie, se fac roșii și pentru boia. Se uscă, se macină pentru boia. Practic, ăștia, din acești ardei se va face boiaua pe care o consumăm la iarnă. Incredibil, incredibil, dar foarte mulți. Eu nu știu cum ați reușit să-i creșteți atât de mulți. Păi trebuie să te pricepi la ele. Da, uite, pe lângă o pisică. Hei, puișor, hai aici la mine. Uite aici, ce frumoasă pisicuță. Uite, frumoasă. Frumoasă pisicuță. Da, iubita. Ai venit aici la Kevin în grădină. Da, păi nici nu are cum să nu vină. Uite ce frumos e aici la Kevin în grădină. Hai de mine. Lăsăm în spate castraveții, lăsăm în spate ardeii și ajungem în zonă, hai de viața mea. Kevin, hai arată-ne ce avem aici. Aici avem varză, da? Asta da, înțeleg. Varză pentru toamnă. Ce o punem la butoi. Și până acolo în spate este doar varză. Și toată văd că e udată, da? Da, da. Toată este irigată. Dincoace cartofi. Iar dincoace avem cartofi. Hai să ne apropiem puțin. Deci incredibil ce bine săpați. Ca să vedeți ce știe să facă un copil din pasiune. Și uite, cam asta face Kevin în fiecare zi. Lucrează și se îngrijește. Hai să vedem. Ne scoate Kevin acum ceva cartofi, să vedem cum arată. Ai de capul meu. Uite, aoleu, mai bine nu-i scoți. Uite, uite și aici.
Uite acolo, ăștia sunt cartofii pe care Kevin ne arată astăzi. Vai de mine ce frumos arată! Și foarte, foarte mulți. Incredibil de mult. Mergem acum în altă zonă, unde Kevin se poate lăuda că a făcut o treabă bună anul ăsta. Și totul se întâmplă aici în Ungaria, la vreo 30 de kilometri de granița cu România, unde trăiește o importantă comunitate românească. Hai să întorc camera. Da. Astea sunt roșiile. Vai de viața mea! Vai de viața mea! Vai de viața mea, ce de roșii! Și toate sunt irigate, dacă se observă, la fiecare rând este furtun prin care vine apa și iată ce avem noi aici. Ce avem noi aici? Aici avem nici mai mult, nici mai puțin decât vinete. Și vinete cât încape. Gabi, cam câte ore pe zi lucrați aici în grădina asta? După masă, 2-3 ore. Atât? Atât, da. Și Kevin, după ce vii de la școală, Kevin, lucrezi tu aici la grădină? Da. Asta după înseamnă cam pe la ce oră te întorci de la școală? Cam pe la cât vine? Pe la 3 ajunge de la școală, mai mănâncă, se odinește puțin și pe la 5 vine în grădină și până la ora 8 el stă în grădină. Acum este ora 7:30, eu cred că v-am cam întrerupt puțin de la lucru, dar nu pot să nu arat o grădină atât de frumoasă și mai mergem să vedem o treabă super, super interesantă. Dacă tot suntem aici în grădină, după ce lăsăm vinetele și roșiile, aici dăm de niște ardei, dar ardei total, total diferiți față de cei pe care i-am văzut mai devreme. Și încă ceva, ce nu găsim în România în general, iată că îi găsim aici. Ăștia sunt ardei care se murează, se pun la murat pentru iarnă. Și astea o să le umplem cu varză. Da. Asta se va întâmpla. E incredibil ce bine arată. Cam câte borcane cu ardei umplut cu varză puneți pe an? 40-50 de borcane pe an. 40-50 de borcane, altceva, ardei cât puneți? Cu ardei, cu tot. Ardei, nu, ardei, ardei iuți, da? Și ce mai puneți, murături, castraveți? Castraveți. Câte borcane de castraveți aveți pe an? 25, cam 25-30 de borcane. Ceva ce a venit din România de foarte, foarte puțin timp avem aici. Dovadă că România are resurse și pentru cei care locuiesc în Ungaria. Vă arat un alun adus de la Zimand, din localitatea Zimand, din județul Arad, care crește aici în Ungaria. Despre alunul ăsta vorbim, uite cât e de frumos! Și era o poezie, astă vară la Crăciun, măsui într-un alun. Uite, ăsta este alunul și fii atent ce alune are. Alune foarte mare. Da. Incredibil. Foarte tare. Foarte tare. Și fasolea asta verde, tot din România e dusă. Ia să vedem. Asta este o fasole românească ce crește în Ungaria și e consumată tot de români. În imediata apropiere a grădinii avem o linie de cale ferată folosită, pentru că ea este folosită. Vine și de la dacă și merge la Bekeșova. Da, Seged-Bekeșova, pe aici se circulă cu trenul și dacă bine observați, nu există mizerie. Nimeni nu aruncă nimic din tren. E o curățenie desăvârșită. Iar dincolo, în cealaltă parte, este câmp și de acolo vin hoții care atacă grădina prietenilor noștri. Da, Gabi, până la urmă, cine vă atacă grădina? Păi problema e că de multe ori intră căprioarele, iepurii și ne rod pomii
și toate plantele care le avem în grădină. Și nu putem să facem nimic. Deci maxim am putea să facem gard, dar între vecini noi nu avem aici gard niciunde. Și așa le-am stabilit și noi să nu facem gard, ca toamna când se ară în grădină să se poată ara odată toate grădinile. Și cam asta a fost grădina lui Kevin de aici, de la Mezocovașaza, și sper că ați văzut cum arată o grădină, 3000 de metri pătrați, și să știți că asta este proprietate privată, pentru că unii ați spus că nu se poate cumpăra terenul de lângă casă. Ba da, se cumpără terenul de lângă casă și nu ai absolut nicio problemă în Ungaria. Și pentru că suntem la finalul acestui video, vă mulțumesc tuturor care ne-ați urmărit. Îi mulțumesc la Kevin că m-a primit la el în grădină. El este așa mai rușinos, nu prea îi place să vorbească, nici la Gabi nu prea îi place, dar asta este, îl împingem noi de la spate. Vă mulțumim tuturor că ne-ați urmărit. Vă mulțumim pentru că ați apăsat butonul de like și butonul de abonare. Pentru noi este foarte important acest lucru. Și până data viitoare vă dorim toate cele bune, să fiți sănătoși și nu uitați, lăsați-ne un comentariu, pentru că e foarte important pentru noi treaba asta.